Teatru scurt. Sherlock Holmes și cei 6 Napoleoni de Conan Doyle. Traducerea și adaptarea radiofonică de Eugen B. Marian. În distribuție Victor Rebenciuc, Mircea Șepilici, George Oancea, Mihai Fotino, Constantin Brezeanu. Regia artistică Dan Puisan. Sa confortabilă din Baker Street, cu pipa fumegând tihnit, înconjurat de tablouri, de bibelouri prețioase și de covoare care vătuiesc zgomotul Londrei, lui Sherlock Holmes îi lipsea în ziua aceea un singur lucru, dar suficient ca totul să-i se pară pustiu. O enigmă încă nedezlegată. În așteptare ei, se mulțumea să dezlege cuvinte încrucișate. Noroc că sosirea unui vizitator binecunoscut, inspectorul Lestrade, de la Scotland Yard, îi trezi speranțe. Oh, și binevenit, inspectore! Că mai mă gândeam la dumneata. Iar eu nu pot trece prin fața locuinței unui colaborator atât de prețios al Yardului, fără să vă văd. Cu ce vă pot fi de folos, maestre? Pentru moment, doar cu un cuvânt de 4 litere folosit de arheologi și care începe cu litera P. Îl voi pune sub urmărire. Nu știam că vă dedați și acestei gimnastici cerebrale. Ce vrei, inspector? În ultima vreme am impresia că o bună parte din criminalii britanici au devenit rentieri. Sau că oamenii poliției își fac prea bine datoria. Nu mai am niciun caz mai pasionant de la furtul tabloului de Reynolds pe care Lordul Derby l-a recăpătat. Desigur, tot datorită perspicacității pe care ați dovedit-o. Nu și cu diamantul Borgia. E tot dispărut, nu? Da, tot. Știți în ce stadiu rămăsesem și de atunci n-am mai progresat. Iartă-mă, nu știam că e musafir. Vino, Watson. Da. Dar vă cunoașteți, îți amintești de inspectorul Lestrade de la Scotland Yard, așa? Da, firește, deși ne-am întâlnit mai mult în beznă. Ce mai faci, inspectore? Ca și dumneata, doctore, caut să fac mai sigură viața cetățenilor cinstiți. Începusem să discutăm despre furtul diamantului Borgia, Watson. Și până la urmă l-ați rezolvat, inspectore? Nu, doctore, nu. Mă tem că ne aflăm încă departe de soluționarea cazului. A dispărut de mai bine de un an și nici urmă de el. Ne-am extins cercetările și peste ocean, deja. După câte îmi amintesc, bănuirile cădeau asupra cameristei prințesei Borgia. Așa este, domnule Holmes. Dar de vreme ce diamantul nu a putut fi găsit, am eliberat-o din lipsă de dovezi. Deducțiile dumneavoastră erau foarte logice, bazate pe faptul că fata cunoștea cel mai bine diamantul autentic și îl putea deosebi de imitațiile prin care posesorii îl apărau de răufăcători, fiindcă fusese și în serviciul familiei Doria, care deținuse inițial diamantul. Exact. În orice caz, vă mulțumesc încă o dată pentru ajutorul pe care mi l-ați oferit. Eu trebuie să-ți mulțumesc. Știi că nu sunt liniștit decât atunci când lucrez la rezolvarea unei probleme. Când vă ajut, nu fac altceva decât să mă salveze plictiseala. Ca să vă facem mărturisiri complete, prietenul meu Holmes abia așteaptă un caz interesant acum. Nu am avut niciun client de 10 zile. Da, lumea a devenit teribil de banală. Nu ne poți ajuta? Dar ce vreți să spuneți? Un nou caz rezolvat, vreo enigmă care se ne lase perplexi. Nimic care să merite atenția, domnule Holmes. Într-adevăr, pare că mai toți răufăcătorii din Londra au ieșit la pensie. Ori s-au dus la țară să crească găini. Personal, lucrez acum la un caz, dar... Nu, e prea mic ca să vă încurcați cu el. Da, poate că este adevărat, Lestrade, dar experiența m-a învățat că lucrurile mici sunt de obicei
Cele mai interesante și pline de surprize. Da, prea bine, am să vă spun, deși cred că intră mai mult în competența doctorului Watson. Da, e ceva contagios, o vânătoare de microbi? Un fel de demență, oricum o poveste stranie. Cine și-ar fi închipuit că ar putea cineva să fie aprins de o ură atât de aprigă împotriva lui Napoleon, încât să sfărâme oricare statueta lui pe care o vede? Am auzit de cazuri și mai ciudate. Da, sunt de acord. Dar când individul respectiv comite o spargere numai ca să poată sfărâma statuetele, atunci poliția este silită să se ocupe de o asemenea afacere. Spargere? Devine mai interesant, ia să auzim detaliile. Stați o clipă, am totul notat în agenda mea. Da, ascultăm. Poftim. Totul a început acum 4 zile la magazinul de obiecte de artă al lui Morse Hudson. Vânzătorul șef a părăsit prăvălia pentru 2 minute și s-a întors în fugă, auzind zgomot de obiecte sparte. În magazin a găsit pe dușul meu o statuetă de ștuc făcută țândări, un Napoleon. A alergat în stradă, dar nu l-a mai putut ajunge pe vinovat. Dar pare pur și simplu fapta unui huligan. Așa am crezut și noi, doctore. Dar al doilea caz a fost mai serios. S-a petrecut chiar noaptea trecută la locuința doctorului Bernicot din Kennington Road. Nu îl cunosc. Are una din cele mai vaste clientele din toată partea de sud a Londrei. Exact, exact. Când a ajuns acasă ieri seară, a văzut că fusese vizitat de spărgător, dar nu lipsea nimic decât o statuietă de ștuc, același Napoleon. A dat peste ea lângă gardul grădinii făcută praf și pulbere. Extraordinar. Spune-mi, te rog, Lestrade, doctor Bernicot cumpărase Napoleonului tot de la magazinul lui Morse Hudson? Ciudat că mă întrebați asta, domnule Holmes. De ce? Într-adevăr. A achiziționat-o de acolo. Cazul începe să promită. Stați că devine și mai stran. Doctorul Bernicot, prevăzător, cumpărase 2 exemplare. Unul pentru acasă, altul pentru cabinetul lui medical. Așa. După ce a găsit statueta spartă acasă, s-a dus la cabinet. Și știți ce a găsit? A doua statuetă distrusă și ea, nu-i așa? Întocmai, doctor, e parcă cineva își vărsase focul pe Napoleon. Faptul că sunt distruse numai statuete cumpărate din magazinul lui Morse Hudson arată că furturile nu sunt motivate de niciun fel de ură împotriva lui Napoleon. Dar recunosc, făptașul are o metodă în nebunia lui. Dar de ce le sparge în așa hal? Mă tem că nu vom putea afla mobilul, doctore, decât după ce vinovatul va fi în mâinile noastre și îl vom putea convinge să vorbească în mod coerent, măcar câteva minute. Nu cred că vom avea de așteptat atât de mult. Sunteți un om încrezător, domnule Hans. Trebuie să plec cu tot regretul. La datorie, la ora asta? Scotland Yardul nu are dreptul să doarmă niciodată. Noapte bună, doctor Watson. Noapte bună, maestre. Să fie și fi bun, maestre. Dacă mai ai noutăți în evoluția acestui caz, mă anunți, da? Fiți fără grijă, domnule Hans. Hei, Watson, ce părere ai de trăzneala asta? O istorie extraordinară, Holmes. Nu sunt sigur că Lestrade trebuie să conteze că făptașul e un lunatic. Ce vrei să spui? Psihiatrii francezi au elaborat o teorie despre ideea fixă, când un individ este urmărit exclusiv de un gând sau un obiect. Cu timpul îl obsedează zi și noapte. În acest caz, vinovatul ar putea fi cineva care a citit prea multe cărți despre Napoleon, nu este de acord cu rezultatele strategiei și, în lipsă de alt argument, îi sfărâmă statuetele. Dar distrugătorul nostru pare să urmeze un tipar bine definit. Da? Au fost necesare investigații îndelungate și precise ca să afle în mâinile cui au ajuns statuetele de la Morse Hudson. Unele se mai vând și în sălile de licitații. Nu cred că un psihopat ar proceda astfel. Atunci... cum explici faptele? Nu le explic. Mă limitez să subliniez că făptașul lucrează foarte metodic. Da. Totuși, povestea lui Lestrade prezintă și un aspect amuzant. Cine? Am un scurt mesaj pentru domnul Sherlock Holmes. Da? La cine? Am un mesaj pentru dumneavoastră, domnule Holmes, personal de la domnul inspector Lestrade. Da, mulțumesc, frate. În afacerea acum, da? Această afacere Napoleone o întorsătură mai gravă. Dar ce mai este, Holmes? O crimă, Watson. Mii de pipe.
Listă, dar are nevoie de ajutorul nostru. Aveți vreun răspuns? Nu, dragul meu, plecăm chiar în clipa asta. Da, vă mulțumesc, încalec pe bicicletă și mă duc să comunic asta domnului Listă. Ce luăm cu noi, Holmes? Deocamdată pălăria și bastonul. Și unde îl întâlnim pe Listă? La numărul 131, pe strada Pitt, la locuința domnului Horace Harker, în Kensington. Nu avem de pierdut nicio secundă. Cum s-au petrecut lucrurile? Ați venit la timp. Chiar acum domnul Harker, care ne-a pus în alertă, ne va explica mai amănânțit. Da, ascultă. Vă rog să mă credeți, domnule inspector, pe cât de adevărat că mă numesc Horace Harker, nu știu ce să vă spun. Ați trecut printr-o emoție prea puternică? Totul e prea nebulos. Știți, sunt ziarist, lucrez la Central Press și toată viața am insistat ca oamenii să-mi dea informații clare ca să le pot folosi în presă. Da, e bine, da. Acum când s-a comis o crimă chiar pe treptele de la intrarea locuinții mele, nu știu cum să îmbrac faptele în cuvinte, nu știu. Mortul a fost găsit la 2 metri de ușa principală, domnule Holmes. Domnul Holmes? Domnul Holmes în persoană? Încântat, ce o să mai bucure cititorii mei că v-am cunoscut. Poate că după această surpriză mai fericită, vă mai veniți în fire și ne puteți relata faptele. Am să încerc, inspector, am să încerc. Se pare că totul se concentrează în jurul statuetei lui Napoleon. De ce spuneți asta? Veți vedea, domnule Holmes, veți vedea. Lucram la etaj, în biroul meu, când am auzit un zgomot. Nu i-am dat prea multă atenție, dar i-a urmat un țipăt. Un țipăt înfiorător, cel mai cumplit sunet pe care l-am auzit în viața mea, domnule Holmes. Și am fost și corespondent de război. Am coborât treptele în goană și am găsit fereastra larg deschisă, iar statueta de pe cămin dispărută. Nu mai era. Ce credeți că l-ar putea îndemna pe un spărgător să-și riște pielea pentru statueta dumneavoastră? Tocmai n-am nici un mic indiciu, domnule inspector. Statueta era lipsită de orice valoare, n-avea. Ce s-a întâmplat după ce ați descoperit dispariția statuetei lui Napoleon de pe cămin? Era evident că hoțul ieșise pe fereastră, așa că am fugit la ușă cu speranța că o să-l pot ajunge. Și la primul pas pe trepte, era cât pe acest să cad peste un cadavru, domnule Holmes. Bietul om zăcea chiar pe locul acela. Am strigat după ajutor, pe urmă, spre rușinea mea, probabil că am leșinat, fiindcă în clipa următoare am văzut figura unui polițist deasupra mea. Ai vreo idee cine este cel ucis? Nu l-am văzut niciodată, nu l-am văzut. Știți, nu-i cunoaștem identitatea și nu avea nimic în buzunare decât această fotografie uzată, dăurită. Dăurită? Pot să văd? Da, sigur. Dacă doriți, pot să vă și las până mâine. Da, vă mulțumesc pentru atenție. Și ce s-a întâmplat cu statueta, domnule Harker? Cu câteva minute înainte de a sosi dumneavoastră la locul crimei, am primit vești. Statueta a fost găsită în curtea din fața unei case pustii, la numărul 125, în josul străzii. Era făcută țândări. Pe legea mea, domnule Holmes, mă simt complet depășit de aiurea asta, nu am niciun indiciu. Da, este drept că avem de străbătut un lung drum, dar am și căpătat câteva repere care ne orientează asupra direcției de urmat. De exemplu, criminalul nu a sfârmat statueta în casă, ci a alergat în josul străzii la acest scop. Deci, probabil că era speriat de omul pe care l-a ucis, nu? Da, da, asta ar putea explica această comportare curioasă. Fără îndoială că este o ipoteză care se poate susține, dar vă atrag atenția că în fața casei părăsite se află un felinar. Este singura lumină pe o distanță de zeci de metri. A, sigur, acum că mi-atrageți atenția, observ acest detaliu. Dar stați o clipă. Statuita doctorului Bernicot a fost pulverizată tot în apropierea unei lumini. Domnule Holmes, cum legăm între ele aceste fapte fără sens? Ne mulțumim să le ținem minte, le înmagazinăm și le păstrăm pentru o viitoare utilizare când vor căpăta sens. Ce propui să facem acum, Listed? Cel mai bun mijloc de a ajunge la o soluție e să identificăm victima. Asta ar trebui să fie destul de ușor. După ce o să știm asta, cred că o să avem un punct solid de plecare pentru a afla ce căuta în Pitt Street și cine l-a ucis. Nu sunteți de părerea mea, domnule Holmes? Nu mă lăsa să-ți influențez ancheta, Lestred. Eu sugerez ca dumneata să-ți urmezi drumul, iar eu o să-l trasez pe al meu și putem să ne comparăm însemnările făcute asupra cazului la mine acasă, în Baker Street, mâine, să zicem, la 6 seara. Îți convine? Splendid, domnule Holmes. Atunci o să fiu mâine la 6 la locuința dumneavoastră și sper că nu cu mâna goală. Să mergem, Watson. Ne așteaptă multe ore de muncă intensă. Înainte de a ne despărți, domnule Harker, da, să nu uit, unde ați cumpărat Napoleonul dumneavoastră? Statueta, de la magazinul Fletcher Harding. Ah, pricep.
Haide, Watson. Da. Încotro, Holmes? Unde le-am putea duce? Tocmai. La magazinele Morse Hudson și frații Harding, să vedem ce de asemenea preț acestor simple statuete de ștuc, încât cineva este dispus să o omoare numai să pună mâna pe ele. Noapte bună, domnule Harding. Noapte bună, domnule Holmes. Noapte bună, domnule Watson. Noapte bună, noapte bună. Trebuie să fiu complet în fire ca să scriu despre această crimă al minte. Tocmai eu o să pierd ediția de dimineață și o să fiu întrecut de confrații mei. Tocmai eu, care am fost și corespondent de război. Firește, plictisul lui Holmes a fost anulat cu desăvârșire. I-a luat locul o mare hărnicie. Încât dimineața următoare l-a găsit împreună cu aghiotantul său credincios, doctorul Watson, la atelierul firmei Gelder și Fii. Vă să zic că dumneata ești contramaestru aici, domnule Gable. Da, așa e. Ce vreți, după 30 de ani de muncă, am dovedit și eu că știu câte ceva. Splendid, splendid. Poate că știi atât de mult încât ai să poți răspunde la câteva întrebări pe care ți le vom pune eu și prietenul meu. Dacă sunt în stare, cu plăcere. Mă interesează statuetele care ne înfățișează pe Napoleon, lucrate aici pentru magazinele Morse Hudson și frații Harding. Ce? Să mă gândesc puțin. Multe prăvălii londoneze vând statuete ale Corsicanului, dar aici s-au făcut 6, câte 3 la fiecare din cele 2 magazine amintite de dumneavoastră. Era ceva neobișnuit în aceste lucruri? Nu. Erau făcute cu aceeași matriță, identice în toate amănuntele. Dar dacă nu mai aveți alte întrebări... Nu, fotografia de el. Îl cunoști pe acest om? Beppo. Da, domnule. E un nemernic. De unde aveți fotografia? A fost găsit în buzunarul unui individ omorât în împrejurări enigmatice. Dar de ce spui că e un nemernic? A lucrat aici. E un sculptor iscusit. El a lucrat statuietele cu Napoleon. Dar a înjunghiat un om în stradă. Pe urmă a fugit aici unde l-a înhățat poliția. A stat un an închis. L-ai mai văzut de atunci? Nu și nici nu vreau. Dar un văr al lui mai lucrează aici. V-ar putea spune unde dați de bec. Nu, nu-i nevoie, nu-i nevoie. Mulțumesc pentru toate informațiile. Poți pleca, Gable. Da, bună ziua. Măcar știm cum îl cheamă pe individul din fotografie. Da, asta confirmă ipoteza mea. Care? Victima e tot sicilian și precis că îl urmărea pe Beppo ca să-l lichideze. De unde ai dedus acest lucru? Fotografia e împunsă cu acul în dreptul ochilor și al inimii. Și? Sicilienii ignoranți procedează așa cu fotografiile dușmanilor lor. De obicei cu o figurină de ceară, dar omul nostru, neavând așa ceva, s-a mulțumit cu o fotografie. Da. Acum avem ce să-i spunem lui Lestrade, nu? Da, poate că și el are. În orice caz, le așteaptă în Baker Street la 6, să ne grăbim. Lestrade, văd că le-a dat înainte. Da, domnule Holmes, ne-a deschis menajera. Ce ați descoperit? Cred că Watson și cu mine am făcut azi o treabă bună. Da, inspectorul a vizitat cele 2 magazine și atelierul unde au fost turnați cei 6 Napoleon. Exact. Iar în registru de la frații Harding am aflat și cine a cumpărat ultimele 2 statuete rămase întregi. Tocmai. Domnule Holmes, vă urmați drumul, dar nu veți ajunge nicăieri urmărind aceste statuete. Crezi? Așa? Și cum privești dumneata situația? Întâi am identificat victima asasinatului și am găsit și mobilul crimei. Splendid, victorie completă. O să auzim cum ați rezolvat cazul atât de repede. Da, numele mortului este Piero Vanucci. Apaș cunoscut și urmărit pentru multe încălcări ale legii, dar ne scăpase. Foarte interesant. Și de ce a fost ucis? E clar. Probabil că și-a înșelat vreun complice și a plătit cu viața. O istorie banală, domnule Holmes. Și cine crezi că e ucigașul? Tipul din fotografie ruptă pe care v-am dat-o și dumneavoastră. N-o să se poată ascunde multă vreme. Mâine pornesc o vânătoare în toată țara după el. Ce ziceți? Ipoteza e plauzibilă, dar nu explică de ce au fost sfărâmate toate statuetele astea. Bele încolo, noi anchetăm acum o crimă, ceva mult mai serios decât niște bieți Napoleon distrus. Și care e următoarea dumneavoastră acțiune, inspector? Mâine mobilizez 50 de agenți. O să ne coste ceva osteneală, dar precis punem mâna pe păpaș. Lestrade. Dacă vii cu mine la noapte, cred că te pot ajuta să-ți prinzi omul într-un mod mult mai simplu. Nu? Admit că pot să mă și înșel, dar merită să încerci. Și unde ar trebui să mergem? În Chiswick, la locuința doctorului Josiah Brown. Ha!
alt doctor. Ce legătură mai are și el cu cazul? Este posesorul uneia din cele două statuete cu Napoleon rămase din lotul lucrat la firma Geller. Dacă nu sunt prea optimist, ucigașul va încerca să o fure. Și dacă vrei să ne însoțești, Lestrade, îți sugerez să iei un revolver. Trebuie să fii foarte precaut când te duci să arestezi un ucigaș. La căderea nopții, cei trei anchetatori se află în grădina îmbăluită în umbră a doctorului Brown. Domnule Holmes, așteptăm de o oră fără să ne explicați de ce. Răbdare, inspectore, răbdare. Beppo poate să apară chiar acum. Ce treabă avem noi cu Beppo? Este omul care a furat și sfărâmat cei patru Napoleoni, l-a ucis pe Piero Vanucci și ne-a adus pe noi în grădina asta. Da? De unde ați aflat numele lui? De la contramaestrul firmei Geldra. De ce nu mi-ați spus mai înainte? Trimiteam doi agenți să-l aresteze și gata. E bine să prinzi criminalul asupra faptului. Beppo trebuie să apară ca să fură încă un Napoleon. Domnule Holmes, când îți vei da seama că Napoleonii n-au nicio legătură cu crime? Asta e strategie. Eu îi socotesc foarte important. Îți amintești când ai vorbit despre diamantul Borgia? Bine, eu cred... Tăcere, vine cineva. Ai găsit ce caut ai, Beppo? Ce nu știi zadar, Beppo? Am adus și cătușe. Ești grozav. Știi ce caut ai? Da, exact, știu. Și cum ne-ai găsit aici, știu acum unde este obiectul. Ești mare, ce mai? Da, o să rămâi cu buzele umflate. Hai, gata, destul de vorbă. Ai timp să-i explici totul judecătorului. Inspector, ai grijă, e un individ primejdios. Îl pun bine la popreală. Tot nu înțeleg cum ați reușit, da? Vă mulțumesc pentru ajutor, domnule Holmes. Lestrade, dacă vin mâine la ora 6 la mine acasă, îți promis să-ți ofer finalul și explicația acestei afaceri. Da, voi fi punctual, domnule Holmes. Holmes, mă uimești. Cum de știut că Beppo caută ceva tocmai aici? Și ce-i povestea cu diamantul Borgia? Dragul meu, Watson, am avut o zi tare obositoare, dar promit că-ți explic totul mâine. Dar mai întâi trebuie să trimit o telegramă. De ce? Beppo e prins, ancheta s-a terminat. Deloc, Watson, deloc. Și mai trebuie să clarificăm o treabă foarte importantă înainte de a socoti cazul rezolvat. Ce treabă urgentă ai ca să și telegrafiezi? Cum așa? Să-mi cumpăr și eu un Napoleon. Domnule Holmes, n-aveți decât motive să vă felicitați. Beppo e închis cu șapte lacăte, datorită muncii stăruitoare depuse de dumneavoastră. A recunoscut că era complice cu Vanucci la diferite spargeri. Precis că nu s-au înțeles la împărțirea prăzii și așa au ajuns la încăierare. Ați lămurit cu el ce necaz avea pe Napoleon? Da, o să se facă lumină la proces. Da. E, ce părere aveți, domnule Holmes? Nu cred că trebuie să așteptăm atât de mult. Aha, cred că o să primim răspuns la toate chiar acum. S-a poftit furtizorului, domnule Holmes? La, am primit aseară la 10 telegrama, domnule Holmes, și trebuie să mărturisesc că sunt cam încurcat. De ce? Da, uite, scrie, doresc să cumpăr o statuetă a lui Napoleon aflată în posesia dumneavoastră. Este dorința mea cea mai sinceră, domnule Holmes. Și chiar doriți să plătiți 10 lire pentru ea? 10 lire, cifra e exactă. Atunci, poftim statuetă. Iată și banii dumneavoastră. Vă mai rog să semnați o hârtie prin care declarați că orice valoare legată de statuetă îmi revine. Este o simplă precauțiune, dar eu lucrez metodic. Da, poftim și semnătura. Vă conduceți cum doriți afacerile, domnule Holmes. Trebuie să vă mărturisesc că am luat statueta de la magazinul frații Harding, colire. Da, așa o fi, se mai păcărește omul. Dar vă mulțumesc și poate ne mai venim. Oricând veți dori să mă încheiați asemenea târguri, sunt la dispoziția dumneavoastră. Am onoare! La revedere. Aveți capriciile dumneavoastră, domnule Holmes. Dar de ce nu v-ați cumpărat cu 10 lire o pipă de fildeș? Dragă Lestrade, cred că mica mea investiție se va dovedi
foarte rentabilă. Ce? Ce faci, doamne, te-ai molipsit de la maniacii ăștia, nu? Domnilor, am onoarea să vă prezint diamantul Borgia. Ah, alte mii de pipe. Extraordinar. Cine ar fi crezut afară de dumneavoastră? De la începutul acestui caz, era evident că un criminal priceput caută cu stăruință ceva prețios. Ce te-a făcut să raționezi astfel? Faptul că Beppo nu spărgea decât statuete cumpărate de la magazinele Morse, Hudson și frații Harding. Asta m-a pus pe pista justă. Pe urmă, vă amintiți cum a spart statueta domnului Harker lângă singurul felinar din zona aceea? Da, 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 așa e. Ce ape are piatra asta? Ei, sigur, sigur, și Napoleonul doctorului Bernicot l-a spart lângă o veioză. Exact, exact. De ce avea nevoie de atâta lumină, Beppo? Doar dacă umbla după un obiect care trebuia să fie identificat cu grijă. Dar care anume? Ristret, ai pomenit de cazul Borgia și am făcut legătura. Îți amintești camerista bănuită de furtul diamantului se numea Lucreția Ponti, văduvă. Dar înainte de măritiș o chema Vanucci. Da, da, sigur, e drept. Am aflat că avea un frate, dar cum nu am putut stabili nicio legătură între ei, am părăsit pista. Acum a ieșit la lumină că Lucreția trăia cu Beppo, care a terorizat-o ca să fure diamant. Când fratele ei, acest Vanucci, a prins de veste și și-a cerut partea, el a fost ucis de Beppo. Dar cum de a ajuns diamantul în statueta lui Napoleon? Simplu, Watson. Adică? Îți amintești, contramaestrul de la atelierul Geller ne-a spus că Beppo turnease statuetele. Ne-a mai spus că poliția l-a arestat chiar acolo. Da, da, ne-a dat și această informație. Dar sigur, și știa că poliția ar putea da de diamant. De aceea, inspectore, n-a avut altă soluție. A presat diamantul în pasta umedă cu care lucra. Așa a ajuns piatra în unul din napoleoni aflați în uscătoria atelierului. Probabil că abia a avut timp să acopere gaura făcută cu ștuc proaspăt când a picat poliția și l-a înhățat. Cât a stat el închis, napoleonii s-au împrăștiat prin Londra. După ce a ieșit din închisoare, Beppo a descoperit cine a cumpărat statuietele și le-a furat și spart sistematic rând pe rând. Din fericire, am pus mâna pe el înainte de a fi găsit diamantul. Dar cum ați putut fi atât de sigur că va încerca să fure statueta lui Josiah Brown și nu pe cealaltă? Josiah Brown locuiește în Londra. Domnul Sandford de la 30 de mile și trenurile sosesc în orășelul lui la prânz sau la miezul nopții. Orile nu-i puteau conveni lui Beppo. Domnule Holmes, ați rezolvat întregul caz ca pe o partidă de șah. Sunt fericit să vă strâng mâna. Dragul meu, ai văzut scânteii de lumină acolo unde noi doar bâșbâiam în beznă. Acum mă duc urgent să dau diamantul la Scotland Yard, să-l pun în safe. E un tezaur național, n-aș vrea să-l pierdem a doua oară. Nici eu, nici eu. Vezi, inspectore, la început considerai această anchetă prea neînsemnată ca să-mi pomenești măcar de ea. Și vezi la ce rezultate ne-a dus? Așa că te rog, Ristret, dacă ți se mai ivesc asemenea treburi mărunte, nu ezita să mi le încredințezi. Ați ascultat Sherlock Holmes și cei șase Napoleoni.